face plăcere să revin de fiecare dată în Sălaj, în Zalău. Sălajul este patria lui Iuliu Maniu și a câtorva alte figuri legendare, dar de asemenea este și patria lui Bode, Cioloș și alții, epigonii celor dinainte. Prin urmare, în condițiile actuale, să vrei să candidezi într-un județ ca Sălaj, să ai curajul, să ai o inițiativă politică, să faci din Sălaj o perlă a României, este cu adevărat un act de curaj. De aceea suntem astăzi aici, eu mă aflu astăzi aici, pentru că vreau să-l felicit pe colegul meu, Lucian Gal, care este alături de mine. Este alături de mine în Biroul Național. Este un om extraordinar de activ, un om cu suflet, un om de echipă pe care te poți baza. Dacă aș mai avea în alternativa dreaptă cel puțin, sau cel mult, 100 de Lucian Gal, am fi la 10%. Încercăm să-i căutăm și pe ceilalți Lucian Gal în restul țării. Și astăzi, Sălajul este primul județ care lansează candidaturile pentru 2024. Vă vorbisem despre curaj, despre valorile care ne reprezintă. Una din ele, în care eu cred cu adevărat, este patriotismul local. Nimeni nu mai cultivă asta în ziua de astăzi. Și Lucian, pe lângă faptul că e un român mândru și frumos, este sălăjan. Și vine în fața dumneavoastră să vă ceară ajutorul ca în acest an să-l susțineți ca să poată să facă ceva pentru județul Sălaj, pentru Transilvania și pentru România. Avem tot felul de chipuri controversate de politicieni care n-au făcut nimic sau au făcut prea puține, din câte știu eu, pentru Sălaj. Nu știu ce au făcut pentru Sălaj. E, noi venim în fața dumneavoastră și vă aducem un om care vrea să facă. E un antreprenor de succes, are propria afacere, n-a trăit din contracte cu statul, n-are dosare penale, n-a fost comunist și n-a fost informator al securității. De aici începem. Dacă primenim clasa politică cu aceste trei, în aceste trei condiții, putem spune că facem o schimbare. Astăzi Lucian Gal are curajul să spargă gheața, să vină în fața dumneavoastră și să spună: eu sunt primul care mă arunc în luptă. Vreau să văd care sunt cei 300 de spartani care îl vor urma. Lucian Gal, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce faci în AD, pentru ce faci pentru Sălaj și îți doresc succes și pe ajutorul nostru poți conta în 2024. Îți mulțumesc din suflet. Succes! Avem în acest județ fericita situație de a susține un candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean în persoana domnului Lucian Gal, pe care eu personal îl apreciez în mod deosebit pentru râvna cu care se spate pentru a impune, pornind de la firul ierbii, în atenția opiniei publice locale și județene, acest partid care are o existență destul de recentă. 2019 este anul de naștere al Partidului Alternativa Dreaptă. Sunt convins că oameni de profilul său vor avea succes, pentru că întotdeauna cel care se zbate, muncește și investește timp și nu mai timp și bani, de ce să nu spunem, și treaba aceasta, nu se poate ca la nesfârșit să nu reușească. Poate că de astă dată acest efort nu va fi încununat de succesul major. Dar este un exercițiu pe care, dacă îl parcurge, îl va putea fortifica pentru alte încercări electorale care îl așteaptă la orizont. Aș dori, în încheiere, să vă adresez tuturor un gând de bine. Mult succes în toate planurile activităților pe care le desfășurați, personale și de grup, și să vă chem să fiți așa cum este domnul Lucian Gal, activ, hotărâți și neiertători în materie de investire a energiei și a resurselor de care dispuneți. Este o bucurie să vă am alături astăzi într-un moment atât de important pentru comunitatea noastră și pentru viitorul județului Sălaj. Cu inima plină de entuziasm și dedicare, vă mulțumesc pentru că sunteți aici pentru lansarea candidaturii mele la Consiliul Județean Sălaj. A
aleg să intru în această competiție nu doar ca un candidat, ci ca un prieten dedicat, ca un cetățean preocupat de binele acestui județ. Sunt convins că fiecare dintre noi simte responsabilitatea de a contribui la o schimbare pozitivă. Iar eu mă simt onorat să fiu ales să reprezint această schimbare. În timpul campaniei mele mă angajez să lupt pentru valorile care au definit mereu Partidul Alternativa Dreaptă. Libertatea individuală, responsabilitatea și respectul pentru tradiție, familie și proprietate. Sălașul nostru are un potențial incredibil, iar eu cred cu tărie că prin muncă asiduă și colaborare putem face din el un loc mai prosper și mai frumos. Proiectul meu pentru Consiliul Județean Sălaș se axează pe mai multe direcții esențiale. Și, adică, dezvoltarea economică, vreau să lucrăm împreună pentru a atrage investiții, pentru a sprijini afacerile locale și pentru a crea locuri de muncă stabile. Educația. Vom investi în educație pentru a asigura viitor luminos copiilor noștri. Infrastructura modernă. Suntem un partid care susține Europa națiunilor puternice. O Europa în care putem. Și pentru acest lucru, pentru ca acest lucru să devină realitate, cu ajutorul conservatorilor europeni, vom susține prin accesarea fondurilor europene proiecte de infrastructură care să conecteze eficient comunitățile noastre și să faciliteze accesul la serviciile esențiale. Resursele naturale. Avem datoria să protejăm frumusețea naturală a Sălașului pentru generațiile viitoare. Vom promova proiecte care să stopeze jaful asupra pădurilor. Transparență și implicare cetățenească. Vreau să aduc Consiliul Județean mai aproape de oameni, să fim transparenți în decizii, în deciziile noastre și să încurajăm participarea activă a cetățenilor la procesul decizional. În spatele meu, așa cum puteți observa, nu se află niciun balon local, niciun condamnat penal, niciun vătaf care să mă controleze de niciun fel. În spatele meu se află oameni obișnuiți, alături de mine se află profesioniști și în curând vom fi din ce în ce mai mulți. Pentru cei care vor fi deranjați de această candidatură, am un mesaj special. Nu vă pierdeți timpul să căutați să mă prindeți cu ceva, deoarece vă pierdeți timpul degeaba. Nu are nimeni ce să îngăsească, deoarece tot ce am clădit, am făcut prin propriile forțe și resurse. Nu sunt dator față de nimeni. Nu am deținut funcții publice și nu am ocupat sinecuri. Mi-am câștigat banul prin muncă până la epuizare. Dragi politicieni și politruci, vă rog să nu mai veniți cu oferte către mine, pentru că nu am nevoie de alte averi sau de funcții pe care mi le tot oferiți. Dragi sălăgeni, aceasta nu e doar o candidatură. Este o chemare la acțiune, o chemare la colaborare deschisă și sinceră pentru binele Sălașului nostru. Cu susținerea voastră vom construi împreună un viitor mai bun. Vă mulțumesc și vă invit să facem acest drum împreună. Sigur. Avem alternativă. Avem alternativă. E foarte simplu. Să-ți vină un om de afaceri sau un vătar de pe aici, de pe zonă, să spună un milion pe masă și să zică gata, tu ești candidatul meu, dar vei fi legat.
așa ca o păpușă și când va zice domnul Vătaf, vreau și eu să-mi faci, să-mi treci autostrada pe-n curte, o vei face. Pentru că ți-a dat 1 milion de campanii. Lucian a decis să nu facă treaba asta. Și a decis să-și valorifice munca lui în scopul comunității. Și probabil unic în lansarea unor candidați, campania lui de strângere de fonduri pentru publicitatea lui se va desfășura în alt mod. Albinuțele lui le-a pus în slujba comunității. Astfel, a pregătit la fiecare lansare sau la fiecare unde va merge prin sate comune, în locații, va pregăti o masă acolo în spate, unde este pregătită și astăzi, unde se află niște borcane de miere. Banii din comercializarea borcanelor de miere vor merge pentru publicitate și pentru a ajunge mesajul nostru la toată lumea. Este unic în istoria campaniilor electorale și îl felicităm pentru asta și vă rog ca după ce, dacă vreți să-l susțineți pe Lucian, să ajungă acest mesaj care l-ați văzut astăzi și în alte comunități, vă invităm să achiziționați acolo din spate miere de la albinuțele lui din curte, care îl vor ajuta și în campania electorală. Felicitări, Lucian!